Salut, băieți! Partea a doua a testului de kitului CM Storm Devastator. Cam așa arată kitul. Și acum avem un nou joc, Formula 1 2013. Foarte greu pe aici, dar ar trebui să mă descurc. Sau nu. Noroc că i-am scos damage-ul, că altfel se termină video acum. Mamă, ce alunecă! Îi dau cu niște chers, să-i prim pe fraier. Da, controlul e bun. Dar nu e ca la tastatura mecanică, aici se vede diferența. La cea mecanică simțeam feedback-ul la tastă. La asta nu prea, din păcate. Dar încerc să nu mă clasez mai jos de top 5, cel puțin încerc. Am schimbat priveliștea. De mișcare mișcă foarte bine tastatura. Nu se aude din câte cred că se sesizează și pe cameră. Față de cea mecanică. Suntem deja în turul 2. Foarte rapid. Sau poate am fost eu. Op, 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 stai, șezi. Da, e bine că pot să țin pe șosea. Se pare că încă sunt pe 5. Bun. Cam asta este și partea a doua. Și pot să spun că se mișcă bine. Partea a treia vom avea un invitat special pentru Far Cry 3. O să vedeți atunci. Vă mulțumesc pentru vizionare. Urmează partea a treia. La revedere!